S-a spart conducta cu promisiunea guvernului taman în pragul sărbătorilor de iarnă. Se anunță cu mare pompă de către liderii coaliției că încă din prima lună a anului 2023 va curge cu lapte și miere. Va crește punctul de pensie cu 12,5%. Alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației din 2021, adică cu 5,1%. Comisia Europeană a recomandat ridicarea MCV pentru România. Chipurile, nu mai avem probleme cu corupția, dar putem să încălcăm Constituția în schimbul banilor din PNRR. Și nu în ultimul rând, salariul minim va crește de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. În ceea ce privește creșterea alocației de stat pentru copiii, cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani vor primi 12 lei în plus lunar, echivalentul a 6 covrigi cu 2 lei sau a 2 pâini cu 6 lei. Grija și interesul guvernanților și parlamentarilor pentru copii este contrazisă de realitate, deci triumful indexării și a celorlalte măsuri nu este chiar un triumf. Programul Laptele și Cornul s-a dovedit a fi un eșec în cele mai multe cazuri. Bani puțini, calitate proastă. Copiilor li se livrează cornuri cu termen de valabilitate de o săptămână, ce nu pot fi consumate, prin urmare ajung la gunoi. Lapte tot mai rar, iar fructele cele mai ieftine, cu miros de depozit neaerisit, multe dintre ele stricate. Atât de multă grijă au guvernanții noștri de viitorul țării, încât și când dau câte ceva, dau cu întârziere și cu zgârcenie. Cel mai bun exemplu, bursele școlare și sociale, livrate în conturi la aproape 3 luni de la începerea școlii. Dar la modul în care se face politică în România și raportat la calitatea celor care fac parte din forurile decizionale, faptul că copiii pot mânca 2 pâini în plus pe lună este un adevărat triumf ce trebuie trâmbițat în toată mass media națională, cea plătită cu banii grei pentru propagandă.